Răcelile produc inflamație cu înfundarea nasului, dar după cel mult 5 zile simptomele dispar. Copilașul respiră pe gură, mergeți la medicul ORL. Trebuie verificat noaptea în somn. La naștere, copilul are un inel limfatic care cuprinde spatele nasului, amigdalele și baza limbii. Poate să fie mărit spre laterale. Nasul nu va comunica cu urechile. Atunci când acest orificiu este blocat de vegetații, automat apare o presiune negativă pe trompă și apar otitele. Durerea de ureche, senzația de ureche plină. Copilul plânge, ori nu percepe corect sunetele. Vă poziționați în spatele lui și îi spuneți câteva cuvinte clare. Dacă își îndreaptă urechea spre dumneavoastră, nu aude bine. Pachetul mare de vegetații în spatele nasului determină respirația orală. Problema ORL trebuie rezolvată prima, apoi se pun aparate ortodontice. Rezolvăm întâi obstacolul din spatele nasului, ulterior punem aparat ortodontic. Îi pui aparat ortodontic unui copil care respiră bine pe nas. Un copil care nu respiră bine pe nas, îi mai pui și aparat ortodontic, vălul palatin nu se dezvoltă și nu suportă tracțiunile cum trebuie, pentru că, de fapt, acel copil nu poate să aibă o respirație și o fiziologie normală. Suferințele maxilarelor trebuie tratate apoi nu doar pentru aspect. Noi tindem să avem contacte multiple între dinți. Un prim contact incorrect care blochează închiderea mandibulei în acea poziție, ea este obligată să devieze și să se ducă într-o altă poziție. Apar zgomote când închideți ori deschideți gura și contractura dureroasă. Respirația orală la vârstă foarte mică poate fi consecința malformațiilor. Pot fi malformații ale vălului palatin și malformații ale orificiilor coanale. Ce înseamnă asta? Orificiul din spatele nasului. Aerul se oprește undeva în spate, nu trece mai departe, deci copilul nu are funcțional nasul. Respirația orală mai mult de 5 zile este motiv de vizită la medicul ORL, indiferent de vârsta copilului.